spectatori, vă salut cu drag de aici din platoul TV Cluj AM, alături de domnul Mircea Avram. Dorim să vă spunem la mulți ani și un an nou fericit, iar noi, după cum observați chiar și din titlu, ne-am rebranduit, să spunem așa, de astăzi vom face o nouă emisiune din Cluj pentru tine, așadar pentru voi toți, dragi telespectatori, care ne urmăriți și ne sunteți fideli. Vă vom pune la curent, iată, cu ultimele știri, comentând de altfel și ultimele noutăți, atât din politică, cât și administrație publică, sport, turism, așa cum v-am obișnuit. Vă mulțumim că ne sunteți alături. La mulți ani și am vrea să vă spunem că vom încerca să spicuim cele mai importante evenimente. Nu vă face o revistă a presei, ci spicuiri din cele mai importante lucruri. Evenimente le vom comenta și le vom transmite către dumneavoastră. Deci, de aici, din Cluj, pentru tine. Așa este, dragi telespectatori. Începem așadar cu știrea zilei, știrea momentului, iată, de astăzi. Liviu Dragnea a prezentat lista membrilor cabinetului Grindeanu, în care vicepremier vor fi doamna Sevil Shaideh și Daniel Constantin. Dragnea a prezentat lista fără nominalizările făcute de ALDE, ulterior însă și Călin Popescu-Tăriceanu a prezentat nominalizările făcute de ALDE. Astfel, cabinetul Grindeanu va avea următoarea componență. Vicepremier și ministru al dezvoltării, Sevil Shaideh, vicepremier și ministru al mediului, Daniel Constantin, ministru delegat pentru fonduri europene, Mihaela Toader, ministru de interne, Carmen Dan, ministrul muncii, Olguța Vasilescu, la economie este propus Alexandru Petrescu, la externe, domnul Teodor Meleșcanu, la finanțe, Viorel Ștefan, ministerul justiției va fi reprezentat de domnul Florin Iordache, ministru delegat pentru afaceri europene, Ana Birchel, la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social este propus domnul Gabriel Petrea, ministru delegat pentru relația cu Parlamentul Grațiela Gavrilescu, ministrul pentru mediul de afaceri Florin Gianu, ministrul turismului Mircea Dobre, ministrul pentru românii de pretutindeni Andreea Păstrănac. Așadar, aceștia vor depune, iată, miercuri, acești miniștri propuși vor fi audiați în comisiile parlamentare între orele 8 și orele 14. Ce putem spune urmărind propunerea lui Dragnea pentru cabinetul Grindeanu? Pentru că aici e vorba de un cabinet care va fi condus de către Liviu Dragnea. Nu avem niciun om de la Cluj, ceea ce este destul de grav, destul de neplăcut, pentru că aici la Cluj sunt oameni de valoare. Ar fi fost bine să avem un ministru sau doi miniștri de aici de la Cluj, pentru că sunt oameni cu capacitate, oameni cu potențial. Sperăm să vedem oameni în guvern, exact cum a fost Vasile Dâncu înainte, sau Vasile Pușca, sau Ioan Rus, sau Steluța Cătăniciu. Deci, oameni de la Cluj care se intereseze de problemele clujene, pentru că atunci când ești în guvern, ești mai aproape de împărțirea fondurilor și ești focusat pe principalele probleme ale vecinului tău, a omului de la țară, de aici, din Cluj, unde și tu ajungi poate sâmbătă și duminică când vii acasă, și atunci ești omul potrivit în guvern, așa cum trebuie să fie clujenii, mereu acolo unde e nevoie de ei, acolo unde pot să facă treabă, iar miniștrii din guvern, cei de la Cluj, n-au făcut de rușine Cluj. Acum, nu avem niciun ministru de la Cluj. Am văzut că guvernul Dragnea, dacă e să o numesc așa, această structură guvernamentală, Olguța Vasilescu, deci primarul de la Craiova, renunță la ceea ce înseamnă administrația locală și pleacă la București, iar multe din numele care se găsesc în actualul guvern propus și care urmează miercuri să depună jurământul, sunt oameni care sunt apropiați de Liviu Dragnea. Să sperăm că lucrurile vor decurge normal, că vom trăi mai bine. Ale acestei alegeri, noi suntem obiectivi și trebuie să comentăm obiectiv, a fost câștigată de către PSD și de către ALDE. PNL-ul a reputat o înfrângere, eu spun, rușinoasă, mai ales că avea premierul care ar fi trebuit să fie locomotiva PNL-ului,
Poate că intrarea lui Cioloș mai repede în rândurile politicului ar fi fost necesară. Poate că cei din PNL nu trebuia să se creadă dinainte câștigători, pentru că întotdeauna, atunci când te crezi învingător, când privești cu aroganță și cu dispreț alegătorii, ei te taxează. Iar, dacă înainte, 4 ani de zile, câștigători al acestor alegeri rămân cei de la PSD și cei de la ADE. Să sperăm că vom trăi mai bine, pentru că atunci când moare și speranța, într-adevăr, ești un om pierdut, o nație pierdută. Deci, vom încerca să analizăm ceea ce face guvernul și noi aici, de câte ori va fi nevoie. Vom încerca să vedem dacă ceea ce au promis în campania electorală vor face. Vom vedea dacă măsurile normale de stânga pe care PSD-ul trebuie să le promoveze sunt de stânga sau de dreapta. Acum știți cum este, după campanie nu mai contează, important este să fie luate acele măsuri, să vedem că se mișcă atât în partea de investiții pe infrastructură, cât și în partea cealaltă de dezvoltare a mediului de afaceri, pentru că doar așa se pot crea locuri de muncă, nu prin consum, ci prin investiții, care la rândul lor produc un plus de valoare. Deci acesta a fost guvernul pe care l-a propus Liviu Dragnea. Lista continuă, mai am câteva nominalizări. Da. Pe care vreau să vi le spun, dragi telespectatori. Pentru Ministerul Agriculturii este propus domnul Petrea Daen, Ministerul Apărării domnul Gabriel Leș, la Sănătate este propus domnul Florin Bodog, pentru Transporturi Răzvan Alexandru Cuc, Ministerul Culturii iată Ionuț Vulpescu, Ministrul Educației Pavel Năstase, Ministrul Cercetării Șerban Valeca, Ministrul Energiei Toma Petcu, Ministrul Apelor și Pădurilor Adriana Petcu, Ministrul Comunicațiilor Agustin Jianu, iar la Ministerul Tineretului domnul Marius Dunca. De precizat că noul guvern ALDE primește iată 4 ministere. Așadar, noul executiv ar urma să depună jurământul miercuri seara de la ora 19, iar Sorin Grindeanu, intenționând ca prima ședință a guvernului să fie în acea zi programată la ora 21. Și cum vă spuneam și la începutul emisiunii, ne vom axa pe cele mai importante subiecte care sunt, deci nu toate, pentru că puteți să le citiți în presa de astăzi, în toată presa. Ne vom axa pe cele mai importante subiecte. Cum am spus, așteptăm guvernul să își înceapă mandatul, pentru că orice guvern interimar nu prea poate să facă nimic decât să gestioneze treburile interne ale țării, iar nou guvern să vină cu tot ceea ce a promis, cu eliminarea celor taxe, cu TVA-ul redus, cu măriri și așa mai departe. Să vedem și de unde vrea. Pentru că poți să promiți, dar trebuie să vezi și dacă ai posibilitate. Pentru că fiecare dintre noi ne dorim multe, dar, exact cum se spune, te întinzi cât îți iese plapuma. Așa este, din păcate știm cu toții că se ia dintr-o parte și se dă în cealaltă parte. Iar lista miniștrilor este cât se poate de nouă, în afară de doamna Olguța Vasilescu, care se bucura de notorietatea mai mult negativă, și de domnul Teodor Meleșcanu, pot să spun că lista este cu adevărat cu nume noi, în cadrul tuturor ministerelor. Vom vedea, începând cu prima ședință, iată, de miercuri, ce se va întâmpla. Să fie într-un ceas bun și lucrurile să meargă bine, iată, pentru întreaga țară. După o primă analiză ne dăm seama că, de fapt, treburile guvernului vor fi decise de către Liviu Dragnea de la Camera Deputaților, iar executivul va fi doar cel care va implementa ceea ce se va dicta de la Camera Deputaților, de la domnul Liviu Dragnea. Așa este, observăm că doamna Sevil Shaideh, iată, își menține poziția de ministru al dezvoltării. Aceasta am ocupat această funcție în mandatul al guvernului anterior, precum și funcția, iată, de vicepremier în detrimentul domnului Dâncu, de aici, de la Cluj. Așa cum spunea și domnul Avram, nu avem niciun ministru care să ne reprezinte interesele noastre ale cetățenilor din zona Transilvaniei. Este păcat, pentru că, v-am spus, la Cluj erau oameni competenți, oameni care puteau să aducă un plus de valoare prin seriozitate, prin calmul și prin înțelepciunea specifică părții acestea
de Transilvania. Mergem mai departe și mai abordăm încă un subiect astăzi. Primarul Emil Boc le mulțumește clujenilor că și-au plătit taxele și impozitele locale și face o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat în anul 2016 aici la Cluj-Napoca. Vom încerca, deci, de fiecare dată să abordăm câte un subiect, atât din cadrul primăriei, cât și din cadrul Consiliului Județean sau altor instituții, subiecte importante pe care să le putem transmite către dumneavoastră. Deci, primarul Emil Boc a făcut o retrospectivă anului 2016 a ceea ce s-a întâmplat, a investițiilor făcute în cadrul Consiliului Local Cluj-Napoca, iar oamenii din primărie au dat dovadă de acel curaj și înțelepciune de a face lucrurile să meargă normal, iar Clujul este considerat a fi unul dintre orașele cu o dezvoltare foarte puternică, iar ca să fim și oameni raționali, se pare că aceeași cale o are în momentul de față și Oradea. Dar aici, la Cluj, să vedem ce s-a întâmplat și care au fost principalele obiective atinse de către administrația clujană, într-un reportaj care o să-l transmitem acum, retrospectiva anului 2016, în ceea ce privește investițiile făcute aici, în Cluj-Napoca. Regia, vă rog, film.
Da. Am revenit. Deci acestea au fost principalele investiții pe care Municipalitatea Clujana le-a făcut în 2016. Să sperăm că în 2017 vor fi și mai multe, pentru că atunci când ai un tren crescător, ai tendința de a face mai mult decât în anul trecut. Să sperăm că și situația politică va fi de aceeași natură, încât să avem la Cluj o dezvoltare dinamică, așa cum s-a întâmplat la Cluj-Napoca, începând cu anii 2004 până acum, pentru că sunt multe lucruri de făcut. Întotdeauna un bun gospodar nu va fi mulțumit cu ceea ce a făcut, ci va încerca să facă mai mult și mai bine, de mai mare calitate, de mai mare priză la ceea ce înseamnă nevoile cetățeanului. Iar poate pentru anul 2017 cea mai mare provocare o reprezintă traficul. Sper că acest lucru va fi rezolvat, pentru că exact cum o analiză a rezultatelor alegerilor de la București a spus că traficul a dat de câștig de cauză celor de la PSD, pentru că este în București un trafic infernal. Iar cei care s-au perindat pe la municipalitate n-au reușit, cel puțin în ultima perioadă, de când a plecat Sorin Oprescu, nici atunci nu era un trafic prea bun în București, dar de atunci a fost dezastru. S-au blocat tot ceea ce înseamnă semaforizare, iar ca să mergi prin București cu mașina, era un chin. Ei, și aici la Cluj, rezolvarea problemei traficului este o prioritate pentru administrația clujană și să sperăm cu perseverență și cu înțelepciune această problemă va fi rezolvată în anul 2017. Pentru că m-am spus și o repet, trăim mereu cu speranța că putem face mai mult și mai bine. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Ați urmărit Din Cluj pentru tine, prima ediție așadar de aici, din platoul TV Cluj AM pentru anul 2017. Ne bucurăm, așa cum am spus și la începutul acestei emisiuni, că ne sunteți alături și că ne urmăriți cu fidelitate. Încă o dată vă spunem la mulți ani și să aveți un an nou fericit. Vă salutăm alături de Domnicea Avram de aici, din platoul TV Cluj AM. Deci, încă o dată, la mulți ani, iar mâine, în emisiunea care va fi difuzată din nou de la ora 17, vom încerca să găsim și o melodie pentru dumneavoastră, tocmai pentru ca, după ce terminăm noi de vorbit aici, să ascultați o melodie care să fie dedicată de fiecare dată când facem această emisiune. Deci, Din Cluj pentru tine, toate cele bune, la revedere!